Să citim din Scripturi, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20. Începem cu versetul 17, haideți să ne ridicăm în picioare. Citim cuvântul și apoi ne așezăm din nou. Faptele Apostolilor, capitolul 20. Începem de la versetul 17. Mergem până la versetul 27. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum am purtat cu voi în toată vremea, din ziua întâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul căror am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să luați loc și să vă rugați în duhurile voastre ca Domnul să ne dea har și să ne binecuvinteze cu un cuvânt venit din partea Lui. Marele Apostol Pavel, acest bărbat care este pentru noi o pildă de credință, el însuși spune cuvântul acesta nespus de însemnat: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. O pildă care ar trebui să o luăm fiecare dintre noi, să o așezăm înaintea noastră și să ne străduim. Noi zicem că vrem să fim ca Domnul Iisus Hristos și bine este să ne dorim lucrul acesta. Dar Apostolul Pavel zice: călcați și pe urmele mele, pentru că dacă voi călcați pe urmele mele, veți ajunge la Hristos. Eu acolo vă duc. Un om care vrea să-i ducă pe oameni cu adevărat la Hristos. În textul acesta pe care l-am citit, Pavel vorbește despre un plan al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a făcut pentru mântuirea oamenilor și la care el, Pavel, a fost chemat de Dumnezeu ca să lucreze. Un plan al lui Dumnezeu făcut pentru mântuirea oamenilor. Și când a ajuns în Efes, Apostolul Pavel a stat acolo 2 ani de zile și le-a mărturisit Evanghelia lui Dumnezeu. Uitați ce zice în capitolul 19, tot în Faptele Apostolilor, pentru că a intrat în sinagogă în versetul 8, vorbea despre Evanghelia Domnului Iisus timp de 3 luni, a vorbit despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și mai jos la versetul 10 spune că lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Ajuns în Efes, timp de 2 ani de zile, Apostolul Pavel a vestit planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. M-am gândit de multe ori, oamenii vor, noi trăim astăzi într-o perioadă în care vrem lucrurile instant, vrem să se întâmple totul la moment, la secundă, dacă se poate, nu mai avem răbdare. Noi am vrea să se întâmple totul instant. Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să trebuiască să stăruiești înaintea lui Dumnezeu și să cauți voia lui Dumnezeu multă vreme până când Dumnezeu ți se descoperă? Apostolul Pavel a stat în Efes 2 ani de zile și a propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. 2 ani de zile. Noi am vrea să se întâmple totul la o întâlnire. Noi am vrea să se întâmple totul dintr-o dată. E adevărat că uneori Dumnezeu lucrează și în felul acesta. Dintr-o dată aduce lumină în viața unui om. Dar nu este chiar așa. Dacă vrem o convertire reală, dacă vrem o convertire autentică, dacă vrem să cunoaștem cu adevărat tot planul lui Dumnezeu,
Aceasta înseamnă să stăruim asupra planului lui Dumnezeu, înseamnă să ne dorim să cunoaștem acest plan al lui Dumnezeu, să fie cel puțin o dorință aprinsă în inima noastră după acest plan, ca să cunoaștem acest plan pe care Dumnezeu l-a întocmit încă din veșnicie pentru mântuirea oamenilor. Acum Pavel urma să se despartă de cei din Efes și are acest cuvânt. Are acest cuvânt, îi cheamă din Milet pe prezbiter să vină la el și are acest cuvânt pe care l-am citit. Apostolul Pavel le spune, am slujit în mijlocul vostru cu lacrimi, m-am străduit, 2 ani de zile m-am străduit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată citind în Scripturi ce înseamnă aceasta sau ce vrea să însemne lucrul acesta? Tot planul lui Dumnezeu. Adică, ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Dumnezeu, încă din veșnicie știm lucrul acesta, a întocmit un plan pentru mântuirea oamenilor. Este un plan al lui Dumnezeu, nu este nimic imaginat de om, ci este tot planul lui Dumnezeu. L-a întocmit Dumnezeu, este un plan. Pentru ca omul să ajungă la mântuire, trebuie ca omul să cunoască acest plan al lui Dumnezeu. Nu poți fi mântuit dacă nu cunoști planul lui Dumnezeu pentru mântuire, felul în care Dumnezeu mântuiește oamenii. Tot planul lui Dumnezeu. Nu e interesant că Apostolul Pavel folosește expresia aceasta, tot planul lui Dumnezeu. Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că oamenii pot lua doar bucăți din planul lui Dumnezeu, pot lua doar părți din planul lui Dumnezeu, pot lua doar unele bucăți, dacă vreți, din Evanghelia aceasta binecuvântată care aduce mântuire. Dar dacă luăm numai bucăți, dacă luăm numai părți, dacă luăm numai lucruri care ne plac nouă și nu ajungem să cunoaștem tot planul lui Dumnezeu, cine își face rău? Noi ne facem rău nouă înșine. Noi trebuie să cunoaștem tot planul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Dar nu e interesant și acest lucru? De ce? Vorbeam și aseară că Pavel zice despre Evanghelia mea, da? Am zis că a primit Evanghelia aceasta direct de la Dumnezeu, de aceea zice Evanghelia mea. Evanghelia mea, pentru că el a primit-o direct din mâna lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu. Și dacă a primit Evanghelia lui Dumnezeu, Pavel, de ce s-ar feri să o vestească toată? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Ai primit Evanghelia din partea lui Dumnezeu, toată Evanghelia, adică tot planul lui Dumnezeu. Și tu să te ferești să le spui oamenilor tot planul lui Dumnezeu. V-ați gândit? Pavel spune că eram în pericolul acesta. Eram în pericolul acesta să vă spun numai o parte din Evanghelie. Dar eu nu m-am ferit să vă spun tot planul lui Dumnezeu. Dar de ce să te ferești de tot planul lui Dumnezeu? Păi nu-i tot planul bun? Dar de ce să te ferești? De ce să nu-l spui liniștit, fără nicio rezervă, deschis, să spui tot planul lui Dumnezeu? Pentru că planul lui Dumnezeu cuprinde și aspecte care omului firesc nu-i plac. Omul ar vrea doar unele lucruri să ia din planul lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea le acceptă cu bucurie, dar sunt lucruri care omului firesc nu-i plac. Și uneori, de cele mai multe ori, nici omului religios nu-i plac unele aspecte din planul lui Dumnezeu pentru mântuire. Așa suntem noi oamenii. Noi avem tendința de a lua numai lucrurile care ne plac. Mai ales în vremurile de acum, mai ales în lumea în care trăim astăzi. Omul vrea doar lucrurile care îi plac. Știți că lucrurile care ne plac nu întotdeauna ne fac bine? Sau doar lucrurile care ne plac? Mănâncă numai ceea ce îți place, fără să te gândești la sănătatea ta și te vei îmbolnăvi. Sunt lucruri care, mâncare care are gust bun,
și ne otrăvește în timp și ne omoară. Noi vrem lucrurile care ne plac. Când te duci la un medic și îți dă un medicament, medicamentul acela e amar și nu-ți place, dar îți face bine. Îți face bine. Oamenii astăzi vor doar lucrurile care le convin lor. Au tendința de a lua doar lucrurile care le plac. Domnul Iisus Hristos vorbea într-o zi în fața oamenilor, a vorbit El mult, într-o zi era în fața mulțimii și le-a spus unele lucruri. Și toată lumea era uimită de învățătura Lui, îl ascultau cu plăcere și se bucurau de El și ziceau, nimeni nu a mai vorbit ca și omul acesta. Dar la un moment dat spune că El a venit să propovădească Evanghelia și la alții, nu numai la evrei, și au vrut să-L omoare. Dintr-o dată, unele lucruri le plăceau și altele lucruri nu le plăceau. Apostolul Pavel la fel. La un moment dat, când vreau, după, scrie aici în pasajul pe care l-am citit, că urmează să mă duc la Ierusalim, nu știu ce, Duhul meu, zice, mă împinge spre Ierusalim, nu știu ce mă așteaptă acolo și ce l-a așteptat acolo. L-au prins, da? Și ce vreau să facă cu el? Să-l omoare. Vreau să-l omoare, pentru că spuneau că s-a ridicat împotriva legii lui Moise și a învățăturii pe care Moise a dat-o. Și el stă înaintea lor, îi cere voie romanilor care îl păzeau de furia mulțimii, cere voie să vorbească și le vorbește și le spune despre planul lui Dumnezeu la mântuire și cum el a fost chemat, cum i s-a arătat Dumnezeu. Și la un moment dat zice, Dumnezeu m-a chemat și mi-a spus, du-te, te voi trimite la neamuri. Până atunci l-au ascultat liniștiți. Ce s-a întâmplat în momentul în care el a spus că Dumnezeu l-a trimis și la neamuri? Ce s-a întâmplat în momentul acela? A izbucnit furia în popor, au început să urle, să arunce cu țărână în sus. Ia de pe pământ un astfel de om, nu merită să trăiască. O vreme când le-a vorbit despre planul lui Dumnezeu de mântuire pentru poporul evreu, le-a convenit. Când a spus că a fost trimis la neamuri ca să-i mântuiască Dumnezeu și pe neamuri, nu le-a mai convenit. Și au vrut să-l omoare. Noi oamenii așa suntem. Sunt lucruri care ne plac, le primim și uneori nici nu le mai judecăm pentru că ne plac și nu știm că ne fac rău. Și sunt lucruri care nu ne plac și le respingem fără să le mai cercetăm, dar dacă le-am cercetat și ne-am apropiat asupra lor, lucrurile acelea ne-ar face mult bine. Dacă citiți Scripturile și bine ar fi să le citim cu toții și să medităm asupra lor, în cartea Deuteronom, Moise face o recapitulare a tot ceea ce Dumnezeu le-a descoperit, i-a descoperit felul în care i-a scos Dumnezeu din Egipt, cum Dumnezeu a vrut să ducă înspre Canaan și tot ceea ce s-a întâmplat. Și capitolul acesta 28 din Deuteronom începe, are un subtitlu pus acolo de oameni și scrie binecuvântările. Capitolul acesta este foarte lung, are 68 de versete. 68 de versete. Aveți Scripturile în fața voastră? Nu ne folosește videoproiectorul la ceea ce vreau să vă spun. Dacă aveți Scripturile, Deuteronom, dacă nu, vă arăt eu. Deuteronom, capitolul 28. Sunt aici două pagini și mai este încă una plină. Scrie binecuvântările. Sunt 14 versete. Deuteronom 28, binecuvântările de care Dumnezeu vorbește poporul evreu și zice, dacă vei face ce spun eu, iată binecuvântările. Tuturor ne place să auzim despre binecuvântări, despre cât bine ne va face Dumnezeu, cât har va arăta Dumnezeu față de noi, cum ne va purta de grijă, cum ne va da sănătate, cum ne va da mâncare, cum va face el toate. Dar de la versetul 15 în jos scrie blestemele. Și uitați-vă cât plus pagina asta. Binecuvântările 14 versete și până la versetul 68, blestemele, dacă nu vei face ceea ce spun eu, dacă te vei îndepărta de poruncile mele, iată ce ți se va întâmpla. Ce place mai mult omului? Binecuvântările, nu-i așa? Binecuvântările. Câți dintre noi când citim Scriptura, când ne uităm aici, sunt cuvinte grele, sunt cuvinte grele aici în Deuteronom 28 de la versetul 15 în jos. Ce spune Dumnezeu că li se va întâmpla dacă nu vor asculta de El? Sunt cuvinte grele. Nu ne place.
Poate sărim, trecem peste, nu-i vorba despre noi. Nu-i vorba despre noi, spunem. Când mă mai duc așa încoace încolo, mi s-a întâmplat să ajung în unele case, la frați, și acolo pe masă am văzut, în unele locuri, un bol. Și în bolul acela, știți ce am găsit? Versete din Scriptură. Un bol plin cu versete din Scriptură. Și ziceau frații, ia și tu un verset să vedem ce-ți vorbește Domnul. Bun, iau și eu un verset să văd ce-mi vorbește Domnul. Domnul mi-a vorbit de bine și le vorbea și lor de bine. Știți de ce? Pentru că toate bilețelele din bol erau versete care vorbeau de bine. Nu puteai să ratezi nici cum. Toate erau așa, frumoase, ce-ți voi face, cum te voi binecuvânta. N-am găsit niciunul să fie luat de aici din Deuteronom, capitolul 28, sau din altă parte, dacă nu vei face. Așa suntem noi. Vai, ce bine ne vorbește Dumnezeu, ce frumos ne vorbește Dumnezeu. Da, Dumnezeu ne vorbește frumos, dar este un plan al lui Dumnezeu și trebuie să fie tot planul lui Dumnezeu dacă vrem să fim binecuvântați. Dacă ar fi după noi, am citit doar binecuvântările, dar trebuie să citim și blestemele. Trebuie să citim și asta, ca să știm ce îi așteaptă, ce ne așteaptă dacă nu suntem în ascultare de Dumnezeu. O să ziceți, bine frate Dan, dar asta era în vechiul legământ. Acum noi suntem sub har. Știți că am vorbit aseară de har și de pace. Noi suntem sub har. Slăvit să fie Domnul că suntem sub har. Slăvit să fie Dumnezeu că și-a arătat mila și îndurarea față de noi. Dar, uitați ce scrie același mare bărbat al lui Dumnezeu, Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 10. În 1 Corinteni, capitolul 10, citesc, haideți să citim fiecare, acum ne putem folosi și de videoproiector, să citim de la versetul 1. 1 Corinteni, capitolul 10. Fraților, scria de data aceasta creștinilor. Creștinilor din Corint, nici măcar nu erau evrei, erau dintre păgâni. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Cine? Strămoșii noștri, evreii. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei, cei mai mulți, toți au fost botezați, toți au trecut prin mare, au fost botezați, asta însemna botezul, toți au fost sub nor, sub slava lui Dumnezeu, sub gloria lui Dumnezeu, zi și noapte, în stâlp de nor și stâlp de foc, era Dumnezeu cu ei, toți, toți. Dar zice, cei mai mulți, versetul 5, dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Bun, și acum versetul care urmează. Și aceste lucruri s-au întâmplat, adică ei au pierit în pustie pentru că n-au ascultat de Dumnezeu și blestemele acelea din Deuteronom au venit peste ei, poporul ales al lui Dumnezeu. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă, drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris. Poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul. Cui vorbea? Zic din nou, cui vorbea? Cui vorbea? Creștinilor, celor ce au crezut în Hristos, s-au botezat pentru Hristos. Au trecut și ei prin botez și au intrat în harul lui Dumnezeu. Deci lor se adresa. Deci să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Și încă o dată versetul 11, vă rog să fiți atenți la el. Aceste lucruri, adică toată nenorocirea care a venit peste ei, cei mai mulți au pierit în pustie, n-au intrat în țara promisă, în Canaan. Toate aceste lucruri, și cei care citiți scripturile știți lucrurile grele care s-au întâmplat acolo,
toate lucrurile acestea grele, pedepsele lui Dumnezeu care au venit peste ei, foarte interesant versetul acesta 11, toate aceste lucruri au avut un scop. Sigur, odată ei au fost pedepsiți, dar au avut un scop. Li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. E foarte interesant. Tot răul care li s-a întâmplat evreilor în pustiu a fost ca să ne slujească nouă drept pilde, nouă, celor de astăzi. Și au fost scrise pentru noi, auziți? Nu pentru ei, în primul rând. Foarte interesant. Au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au sfârșit, au venit sfârșiturile veacurilor. Toate acestea, spune, au fost pentru noi. Toate acestea au fost pentru noi. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel, mă întorc la Efes, la ce le-a spus celor din Efes, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și de ce? Acum înțelegem mai bine de ce nu s-a ferit să vestească tot planul lui Dumnezeu, pentru că în tot planul lui Dumnezeu erau și avertizările acestea. Și Apostolul Pavel spune, la final, acolo în Fapte 20, unde am citit, spune la un moment dat, spune versetul 26, de aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Vă mărturisesc că sunt curat de sângele tuturor. Adică, dacă vreunul dintre voi nu vrea să asculte de ceea ce îi spune Dumnezeu, dacă vreunul dintre voi, voi ăștia din Efes, în mijlocul cărora am stat 2 ani de zile, nu vrea să primească tot planul lui Dumnezeu, dacă vreunul dintre voi nu este conștient cu cine are a face atunci când spune că vrea să-L urmeze pe Dumnezeu, dacă vreunul dintre voi, vreunia dintre voi se va întâmpla ce li s-a întâmplat evreilor în pustie, că au murit și n-au intrat în Canaan, dacă se va întâmpla lucrul acesta, vreau să vă spun că eu sunt curat de sângele celor ce vor pieri în felul acesta. Eu sunt curat, pentru că eu v-am spus tot, eu nu v-am amăgit, eu nu v-am îmbătat cu apă rece, v-am spus tot. Vreți cu Dumnezeu? Ăsta e planul lui Dumnezeu. Vreți să intrați în împărăția lui Dumnezeu? Așa a hotărât Dumnezeu. Acesta este planul lui Dumnezeu. Îl împlinești tot, intri în împărăție. Te joci cu Dumnezeu cum au făcut ei, o să mori în pustia lumii acesteia și n-o să ajungi în țara promisă. Sunt curat de sângele tuturor, așa spune în versetul, în capitolul 18 și versetul 6, spune din nou același apostol Pavel, capitolul 18, tot așa s-a dus să mărturisească Evanghelia și iudeii îi se împotriveau, așa cum se împotrivesc și astăzi oamenii Evangheliei. Versetul 6, fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl bajocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis, sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. Sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Un om care nu primește tot planul lui Dumnezeu va fi vinovat. Va fi vinovat. Noi nu putem fi mântuiți în afara planului lui Dumnezeu și nu putem fi mântuiți doar luând unele lucruri din planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să luăm tot. Trebuie să luăm binecuvântările și trebuie să luăm și responsabilitățile care Dumnezeu le așează asupra noastră. Nu vrem decât o parte. Evreii au vrut să iasă din Egipt. Au vrut să ajungă în Canaan, au vrut să nu mai fie rob la un moment dat când au înțeles. Știți ce n-au vrut? N-au vrut să umble cu Dumnezeu în fiecare zi. S-au împotrivit lui Dumnezeu, au cârtit, au fost nemulțumitori. N-avem alt drum către cer decât planul lui Dumnezeu. Așa cum El l-a întocmit, vrei să intri în cer? Caută să vezi care e planul lui Dumnezeu. Stăruiește, roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere, vino la biserică, vorbești cu frații, caută să înțelegi tot planul lui Dumnezeu. Nu vei ajunge în cer, că oamenii spun tot felul de lucruri. Ce ziceau? Ei nu erau în planul lui Dumnezeu. Și ce le ziceau cei din vechime, poporul evreu? Pace, pace, pace. Și nu era pace. Stați liniștiți, este în regulă.
Stați liniștiți, suntem poporul lui Dumnezeu. Stați liniștiți, pe noi ne-a chemat Dumnezeu. Stați liniștiți, nouă Dumnezeu ne-a dat legea Lui. Noi suntem poporul binecuvântat, stați liniștit. Așa le spuneau, da? Și unde au ajuns? Au pierit în pustie. Și mai târziu Dumnezeu a venit și a dus peste ei nenorocirea, nimicirea, robia. De ce? Pentru că n-au vrut să primească tot planul lui Dumnezeu. Le plăcea că sunt numiți poporul lui Dumnezeu, dar nu vroiau să asculte de Dumnezeu, nu vroiau să se supună lui Dumnezeu, nu vroiau să se supună planului lui Dumnezeu binecuvântat. Am ajuns, spuneam și zilele trecute, am ajuns și trăim, asta este încredințarea mea, am ajuns în vremurile din urmă, vremuri grele, vremuri teribile. E o urgență mare să ne împăcăm cu Dumnezeu și să intrăm în împărăția Lui. Nu știm ce aduce ziua de mâine. Nu putem sta nepăsători. Nu putem sta nepăsători și să ne lăsăm clătinați și adormiți de oameni care ne promit pace când nu este pace. Pace nu vei avea, mântuire nu vei avea decât în Hristos și urmând planul lui Dumnezeu de mântuire. Este grabnic, strigătul final, cine mai vrea să intre pe porțile împărăției. Suntem în vremurile din urmă. Dar ce spunea tot apostolul Pavel scriindu-i ucenicului său Timotei despre vremurile din urmă? 2 Timotei, capitolul 4. Cum va fi în vremurile din urmă? Știți ce va fi în vremurile din urmă? Știți ce este în vremurile din urmă? Peste tot prin biserici se predică, se propovăduiește doar fragmente din planul lui Dumnezeu și nu li se spune oamenilor tot planul lui Dumnezeu. Și știți care este și ciudățenia? Deși nici n-ar trebui să ne mirăm prea tare. Oamenilor le place așa. Oamenilor le place așa. Spunem, cu alte cuvinte zic oamenii, spunem cum pot intra în împărăția lui Dumnezeu fără să fac nimic, cu minimum de efort. Spunem cum pot intra în împărăție cu minim de efort. Și nu este așa ceva. Nu este așa ceva. Nicăieri nu-i promis așa ceva. În vremurile din urmă, cum va fi? 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 3. Cei care citiți Scripturile știți bine. Spune Pavel, va veni vremea, și noi am intrat în acele vremuri, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și știți ce e învățătura sănătoasă? Tot planul lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu. Asta e învățătura sănătoasă. Și spune Pavel, Timotei, să știi că în vremurile din urmă oamenii nu vor putea suporta tot planul lui Dumnezeu. Nu-l vor accepta, nu vor putea suporta. Ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Lucruri plăcute, doar unele aspecte din planul lui Dumnezeu. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Asta va fi în vremurile din urmă. Asta va fi în vremurile din urmă. Oamenii nu vor tot planul lui Dumnezeu. Vor fi ei mântuiți? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Când a fost necazul ăsta cu pandemia, și sigur că acum se vorbea și oamenii vorbeau despre tot felul de lucruri, și frații, și la amvon, și da, despre vremurile grele în care trăim. Mi-aduc aminte că cineva spunea, m-am săturat să tot aud avertizări. Vreau să aud ceva care să mă mângâie. Dar este o perioadă a avertizărilor. Ieremia, profetul, 40 de ani, știți ce a făcut? Știți ce a făcut 40 de ani? A vestit parte din planul lui Dumnezeu. Și le-a spus, întoarceți-vă la pocăință, dacă nu vine nenorocirea. 5 împărați, 40 de ani, a vestit planul lui Dumnezeu, chemându-i pe oameni la pocăință. I-a plăcut cuiva? I-a plăcut cuiva? În afară de Baruc, scriitorul lui Ieremia, nu știu să fi fost vreunul care să fi primit planul lui Dumnezeu. Nu scrie cel puțin în Scripturi. Oamenii vor să audă lucruri care le plac, lucruri care le gâdilă urechile. Dacă ești între aceia, să știi că ești în mare pericol. Ești într-un mare pericol. Intrăm în adunare prin mila, prin harul și prin îndurarea lui Dumnezeu. Ne face Dumnezeu acest favor să ne primească în poporul Lui. Dar după aceea, responsabilitatea este imensă. Este imensă. În orice ai intra, în orice companie ai intra,
oriunde te-ar primi cineva, în orice societate selectă, după cum zic oamenii, te-ar primi cineva, nu-i mare responsabilitate. În cel mai rău caz, nu te conformezi principiilor lor, te dau afară și te duci în altă parte. Dar când intrăm în împărăția lui Dumnezeu, când intrăm în acest, prin harul lui Dumnezeu, în această stare minunată și binecuvântată de copiii lui Dumnezeu, responsabilitatea este imensă, imensă pentru fiecare dintre noi. Am fost într-o adunare și am vorbit despre asta și la un moment dat am spus așa, noi oamenii, prin noi înșine, prin puterea noastră, nu putem să intrăm în harul și în grația lui Dumnezeu. Pentru că noi, prin natura noastră, suntem corupți, suntem stricați, suntem putrezi. Și nimic întinat și putred, stricat, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Noi venim în firea aceasta pământească, care este coruptă. Noi suntem putrezi din cauza păcatului. Și mi-a venit în minte o ilustrație pe care fratele Zac Punan, știu că l-ați avut și voi aici, a dat-o și mie mi-a plăcut. N-am găsit alta mai simplă și mai clară în ceea ce înseamnă omul vechi și omul nou. Și fratele a dat acest exemplu și a spus, omul vechi este ca un porc, ca o scroafă. Îs cuvinte grele. Dânsul le-a folosit, dar îs foarte adevărate și n-ar trebui. Până la urmă ar trebui să ne ofensăm. Și dânsul a spus așa, ia o scroafă, du-o în baie, bag-o în vană, spală-o bine, fă-i duș, după aceea dă-o cu șampon, după aceea dă-o cu parfum și pune și o fundă roz la gât. Scoate-o din vană și lasă-o după aia în curte. Care va fi primul loc pe care ea îl va găsi și va alerga la el? Care? O groapă cu noroi, o groapă cu mizerie. N-are importanță că ai spălat-o, că ai dat-o cu parfum, i-ai pus o fundă roșie, roz la gât, ea se aruncă acolo în baltă și grohă e fericită. Și spunea dânsul și așa este, așa e omul vechi, care n-a fost născut din Dumnezeu, că de aceea îi spunea Domnul Iisus Hristos lui Nicodim, Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să intre și să vadă împărăția lui Dumnezeu. Omul vechi n-are cum. Acum, oricât ar fi de dureros, dar noi, înainte să-L cunoaștem pe Hristos, suntem acea scroafă. Și acum, spunea fratele, omul nou, ia o pisică. De ce face scroafa așa, zicea el? Pentru că e natura ei. Poți tu să-i spui, poți tu să o dai cu șampon, poți să o dai cu parfum. E natura ei, ei acolo îi place, în păcat, ăsta e omul vechi. Și acum, zice, ia o pisică. Și murdărește-i blănița cu ceva. Ce va face pisica? Știm ce face scroafa. Ce va face pisica? Se duce într-un colț și atâta se linge până când se curăță. Până când se curăță. Ea nu suportă să fie pe blănița ei o pată. Nu suportă. Și spune, ăsta e omul nou. Ăsta e omul nou care a fost schimbat, a fost transformat prin Hristos, care a acceptat tot planul lui Dumnezeu. Și acolo era o doamnă care s-a ofensat foarte tare că i-am dat exemplul acesta. Și când am plecat a zis, bine că ne-ai făcut porci pe toți. Și eu m-am bucurat din toată inima și am dat slavă lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie ori să fie primit cu bucurie, ori să ofenseze. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nimeni nu reacționează nici cum, înseamnă că nu s-a întâmplat nimic. Și am zis, da, dar nu eu zic. Așa spune Scriptura. Noi toți am fost în felul acesta. Prin nașterea noastră, toți am fost niște porci. Însă Dumnezeu vrea să ne dea o natură nouă. Și am zis, dumneavoastră, nu o vreți? Nu vreți să fiți? Dacă până acum ați fost, zic și eu am fost. 33 de ani am fost un mare porc. Dar Dumnezeu m-a transformat și mi-a dat o natură nouă, nu vreți și dumneavoastră? Vedeți? Oamenii ar vrea să intre în împărăție, dar nu vor să recunoască că sunt porci. Oricât ar fi de greu, ăsta e adevărul, fără de Dumnezeu, asta suntem. Asta am trăit în mizerie, ne-a plăcut, ne-a plăcut.
Mie mi-a plăcut. Vouă, până nu l-ați cunoscut pe Hristos, nu v-a plăcut. Nu cântați și voi, altădată, o vom face și mai și mai lată. Ne-a plăcut. Și nu putem avea parte de har până când nu recunoaștem că asta am fost. Păi de ce să vii la Dumnezeu dacă n-ai fost un porc? De ce să vii la Dumnezeu dacă n-ai avut nevoie de iertare? De ce să vii, că ai fost un om bun? Într-o altă adunare am făcut o gafă. Prima dată n-am făcut gafă. De data asta am făcut o gafă. Și era o întâlnire de evangelizare și dus eu de elan așa, am zis la un moment dat, oameni buni, întoarceți-vă la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vă mântuiască sufletele. Și imediat Duhul Sfânt m-a mustrat și a zis, ce spui tu? Tu nu ești în adevăr. Și în Duhul meu am zis, Doamne, ce am greșit? Păi zice, ai zis, oameni buni, întoarceți-vă la Dumnezeu. Am zis, da, Doamne, am înțeles, iartă-mă. Și le-am spus, vă rog să mă iertați, mai înainte n-am mărturisit adevărul. Și am zis, păcătoșilor, ticăloșilor, întoarceți-vă la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vă mântuiască sufletele. Dar asta nu place, e adevărat? Nu place, dar eu nu-s chiar rău. Nu sunt eu cel mai rău om din lume. N-am făcut eu cele mai mari păcate. N-are importanță că nu le-ai făcut pe cele mai mari. Important este că ai avut o natură coruptă și stricată, ai moștenit-o de la Adam și cu natura aceasta nu intri în cer. Nu intri în cer, oricât de bun te-ai crede tu. Trebuie să recunoști că natura ta a fost coruptă, să te întorci la Dumnezeu, să te smerești și să-i ceri har, să ceri îndurare. Nu poți altfel. Nu putem, nu se intră altfel. Oamenii ar vrea să audă lucruri plăcute. Spune copilului tău numai lucruri plăcute. El face prostii în casă, face tot ceea ce vrea în casă. Tu spune numai lucruri plăcute. Ce o să iasă din el? Ce o să iasă din el? Un neom, un răzvrătit, niciodată nu va fi ceea ce trebuie. Noi trebuie să fim confruntați cu adevărul din viețile noastre. Asta înseamnă calea către mântuire. Asta înseamnă planul lui Dumnezeu. A venit pe pământ ca să pregătească calea Domnului Iisus Hristos, cel mai mare om care s-a născut până atunci, despre care Hristos însuși a mărturisit că e cel mai mare. Cine a fost acesta? Ioan Botezătorul. Și ce făcea Ioan Botezătorul? Care erau cuvintele lui Ioan Botezătorul? Ce striga el în pustia aceea iudeii? Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Păi, cuvântul acesta, pocăiți-vă, spune totul în el. Înseamnă că ai nevoie să te schimbi, înseamnă că ești rău, înseamnă că ești păcătos. Și nu zicea unii dintre voi pocăiți-vă, toți să vă pocăiți. Securea a fost înfiptă la rădăcina pomului. Vrea cineva să rămână în picioare, să se pocăiască. Vine Hristos, eu sunt cel chemat ca să-i deschid drumul. Vine Hristos ca să vă mântuiască, pocăiți-vă. Întoarceți-vă de la faptele voastre rele. Și când veneau la el unii care se credeau buni, dar veneau și ei să facă ritualul acesta al botezului, da? Ce le zicea omul acesta plin de Duhul Sfânt, care vedea în inimile lor? Ce le zicea? Eu am zis că unii sporci, dar el ce zicea? Pui de șerpi, pui de vipere. Așa se adresa oamenilor care vroiau să ajungă în împărăția lui Dumnezeu fără să accepte tot planul lui Dumnezeu. Pui de vipere! Plecați de aici! Mă gândesc ce autoritate avea, i-o dădea Duhul Sfânt. Mergeți și pocăiți-vă! Mergeți și pocăiți-vă! Dacă vreți să intrați în împărăția cerurilor, ăsta e planul lui Dumnezeu. Nu vă jucați cu Dumnezeu! Nu-L înșelați pe Dumnezeu, spunea cu alte cuvinte. Recunoașteți-vă starea! Pui de vipere, pui de șerpi, pocăiți-vă. Ăsta e planul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu. Din nefericire, așa cum spuneam, astăzi suntem în situația despre care scria Pavel lui Timotei, vremurile din urmă în care oamenii nu mai vor să audă că ar fi răi. O, ce nenorocire e asta! Ce dezastru e acesta! Până când un om nu se vede rău, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Niciodată! Niciodată! N-ai cum să intri în împărăția lui Dumnezeu până nu te vezi rău, până nu-ți recunoști starea
și până când nu ceri de la Dumnezeu iertare și prin Hristos să te spele în sângele Lui. Așa va fi în vremurile din urmă. Și li se vorbește oamenilor doar despre partea frumoasă. Li se vorbește oamenilor doar despre dragostea lui Dumnezeu. Și ați auzit, unii și au în doctrina lor, nu recunosc că ar fi un iad. Deși Domnul Iisus Hristos a vorbit cel mai mult despre iad. Domnul Iisus, mai mult decât orice om de pe pământul acesta, a vorbit despre existența iadului. Și unii nu pot să primească această învățătură, spunând, Dumnezeul dragostei n-are cum să nimicească pentru totdeauna în iad pe oameni. Adică să-i țină pentru veșnicie în iad. Îi va anihila, îi va omorâ, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Ce asta? Este o îndulcire, o sucire a tot planului lui Dumnezeu. Iei din el doar o bucată, îți place că Dumnezeu e dragoste și uiți că Dumnezeu este și foc mistuitor. Și foc mistuitor. Și iată cum i-a înșelat pe oameni și oamenii vor accepta așa ceva. Astăzi iar se mai propovăduiește, vino la Hristos dacă vrei să-ți facă bine, dacă vrei să-ți meargă bine pe pământul acesta, vino la Hristos. Doar atât. Și cine nu vrea să-i facă bine Dumnezeu pe pământul acesta? Cine nu vrea să-i dea Dumnezeu sănătate? Cine nu vrea să-i dea Dumnezeu bani, lucruri materiale? Cine nu vrea? Toată lumea vrea. Și tu spui, vino, că Dumnezeu îți va face asta. Și noi spui și partea cealaltă. Responsabilitatea mare pe care omul o are în relația cu Dumnezeu. Responsabilitatea imensă pe care o avem în relația cu Dumnezeu, fiecare dintre noi. Intrăm pe calea aceasta sfântă și știți ce nu mai vrem după aceea? Nu mai vrem să primim absolut nici o mustrare. Toți suntem sfinți, prin urmare toți suntem egali, prin urmare nimeni să nu spună altuia că ar putea să greșească, că ar putea să păcătuiască. Însă în tot planul lui Dumnezeu este și această lucrare binecuvântată a mustrării pentru cei ce vor să ajungă în împărăție. Tocmai asta n-au vrut să primească evreii, mustrarea lui Dumnezeu. Haideți să vă citesc în Proverbe, capitolul 12 și versetul 1. Spune, cine iubește certarea, cine iubește certarea, adică cui îi place să fie certat? Cui îi place să fie certat? Iubește știința. Noi toți vrem să părem oameni că știm. Suntem oameni care au cunoștință. Dar interesant, cine iubește certarea, adică îi place să fie certat, îi place să fie mustrat, iubește știința, e un om de știință. E un om înțelept, adică, în sensul ăsta, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, cum este? Prost. Alt cuvânt care ne ofensează. Alt cuvânt care ne ofensează, nu știu ce are Dumnezeu cu noi. Aici vorbește Dumnezeu. Cine urăște mustrarea este prost. Acum să ne gândim fiecare în dreptul nostru. Iubim știința sau suntem proști? Nu-i de glumă, e serios. Suntem oameni înțelepți sau suntem niște prostănaci? Fiecare să se gândească în dreptul lui. Când ești mustrat, cum reacționezi? E parte din planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe că noi, până când murim, chiar dacă am fost răscumpărați, trăim în carnea aceasta și facem greșeli. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, vrea să ne corecteze greșelile. Asta vrea. Și atunci folosește și mustrarea. Astăzi, nu știu cum e aici, dar prin alte părți, nimeni nu mai vrea să primească mustrare. Nimeni. Gândește-te, ultima dată când ai fost mustrat, cum ai reacționat? Care a fost atitudinea ta? Te poți spune, eu nu știu, te poți spune în categoria oamenilor înțelepți sau te poți spune în categoria oamenilor proști? Aici zice, cine urăște mustrarea, noi știți cum ne justificăm, da, dar n-a avut dreptate celălalt. Prin urmare, n-a avut dreptate, n-am primit. Nu despre asta e vorba. Că a avut dreptate, că n-a avut dreptate, ai fost mustrat.
Când te-ai dus, după ce ai fost mustrat, să te pui pe genunchi în cămăruța ta și să zici, Doamne, e așa sau nu e așa? Nu știu de ce Dumnezeu mi-a făcut parte de harul acesta, nu știu dacă v-am mai spus, dar am avut parte de un mare har la începutul vieții mele de credință. Vă spun, acum înțeleg mai bine, atunci n-am înțeles așa de bine, dar acum am înțeles mai bine. Venea prin adunare pe la noi cineva care propovădea cuvântul și mie tare îmi plăcea de persoana respectivă, cum predica. Eu eram chiar la început. Și după ce se termina adunarea, așa cum și aici și prin alte părți, mai stăteam în părtășii, în grupuri mici și vorbeam. Și persoana aceasta era acolo și vorbea în continuare, vorbea din scripturi și lucruri duhovnicești. Și lumea era pe lângă. Și mă băgam și eu acolo printre ei, că îmi plăcea să-l ascult, îmi plăcea să-l aud. Eram chiar la început. Și se discuta despre un anumit subiect și la un moment dat, hop și eu de acolo, mă trezesc că zic și eu ceva. Zic și eu ceva. Îmi dau și eu cu părerea. Și persoana respectivă se uită la mine, dar eram un grup mai mare. Zice, tu să taci din gură. Nu vezi că ești un nepriceput și un netot? Nu ești în stare de nimic, taci din gură. Aulea! Am înghețat. M-am făcut mic, m-am dus acasă, m-am pus pe genunchi și am început să plâng. Doamne, sunt chiar un netot, sunt chiar un nepriceput, chiar nu sunt în stare de nimic. Nu mă vedeam eu chiar așa. Și mă smiorcăiam eu acolo înaintea lui Dumnezeu. Cum a putut să-mi zică cu tare așa? Și Duhul Domnului, după ce eu tot stăteam acolo și mă smiorcheam, îmi zice, da, gândește-te, a avut dreptate sau nu a avut? Până atunci nu m-am gândit dacă a avut dreptate sau nu. Acum am început să mă gândesc. Și am ajuns la concluzia că a avut dreptate. Și atunci Duhul Domnului a zis, ei, atunci pocăiește-te și ai grijă data viitoare. Bun, am uitat. Acum iar mă gândesc, Domnul Iisus Hristos zicea să ne facem ca și niște copii. Are legătură și cu mustrarea. Să ne facem ca și niște copii. Când doi copii se ceartă ei, dar imediat uită, așa-i? Uită. Chiar dacă i-au zis cuvinte grele unul celuilalt. După aia iarăși prieteni, uita ce-au zis. Are de-a face. Și să o faceți ca niște copii. Atunci m-am făcut și eu ca un copil. Am uitat, l-am iertat pe fratele. A venit din nou în adunare după o vreme și aceeași poveste. După slujbă, iar părtășii, și eu acolo, hop, țop, am uitat ce s-a întâmplat. Și iar îmi dau cu părerea. Și iar fratele se uită la mine și zice, nu ți-am spus că ești un nepriceput și un netot? Nu ți-am spus că nu ești în stare de nimic? Mai bine ai tăcea din gură. Am înghețat iar, m-am dus acasă, același lucru. Duhul zice, da, dacă are dreptate. Și am zis, Doamne, are dreptate. Bun, atunci învață și taci. Știți, acum am mai crescut, dar nu știu dacă aș mai putea primi chiar așa, deși nădăjduiesc că aș putea primi o mustrare de felul acesta, dacă ar fi să vină. Cine iubește certarea, iubește știința. Și cine urăște mustrarea, este prost. Dragi frați și surori, prieteni dragi care sunteți aici, asta face parte din planul lui Dumnezeu. Dumnezeu începe cu mustrare în viața noastră, arătându-ne starea de ticăloșie în care am trăit și pentru că trăim în fire, în carne aceasta, până când ne ducem în împărăție, fii sigur că și în dreptul tău mai are Dumnezeu ceva de corectat. Mai are Dumnezeu ceva de corectat, așa cum are de corectat și în viața mea. Și atunci Dumnezeu, cel bun, pentru că ne iubește, folosește mustrarea. E parte din planul lui Dumnezeu. Nu place firii, dar zice că cine iubește mustrarea, e înțelept. E înțelept. Și tot în Proverbe, în 15, versetul 10 spune, cine părăsește cărarea, este aspru pedepsit. Adică cine se îndepărtează de la cărarea lui Dumnezeu este aspru pedepsit, dar încă nu e mort. Înțelegeți? Părăsești cărarea lui Dumnezeu, ce se întâmplă?
Dumnezeu te pedepsește, te mustră, te ceartă. Iaspru pedepsit cel care părăsește cărarea. Dar mai are o șansă. Și care mai e șansa lui? Mustrarea. Dar și cine urăște mustrarea, va muri. Pentru că Dumnezeu și-a folosit, dacă vreți, ultimul mijloc ca să ne aducă pe calea Lui. Ultimul mijloc, mustrarea. Mustrarea poate veni în multe feluri. Și cine refuză mijlocul acesta al harului lui Dumnezeu, nu mai are nicio șansă. Nu mai are nicio șansă, va muri. Ca și cum au murit evreii în pustie. Vrei să mori? Bun, ai părăsit cărarea, nu mai ești chiar pe ea. N-ai fost părăsit. Dumnezeu te va mustra într-un fel sau altul. Acceptă mustrarea. Acceptă mustrarea și vei trăi. Bucură-te, fii un om înțelept când cineva te mustră. N-are importanță că are dreptate sau că n-are dreptate. Primește-o, du-te acasă, pune-te pe genunchi și roagă-te ca Dumnezeu să-ți descopere. Dacă cine te-a mustrat are dreptate, vei fi mult binecuvântat. Dacă n-are dreptate, dă-ți slavă lui Dumnezeu și bucură-te. Nu ți se întâmplă nimic rău. Înțelegeți? Nimic rău nu poate fi în mustrare. N-are dreptate, slavă lui Dumnezeu. N-are dreptate, fii bucuros, du-te înainte. Are dreptate, mare bine ți-a făcut. Mare bine ți-a făcut că erai pe drumul către moarte. Erai pe drumul către pierzare. Ăsta e parte din planul lui Dumnezeu. Și dacă citim Scripturile și ce scria Pavel și lui Timotei, auziți? Vorbim de biserica vremurilor din urmă, frate, acum nu mai suntem în situația aceasta. Uitați ce scria, mă întorc din nou, 1 Timotei capitolul 5 și versetul 20. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor. Frate, dar de ce nu mi-a spus numai mie? De ce nu mi-a spus numai în particular? Pentru că sunt situații în care trebuie să fii mustrat de față cu ceilalți, ca și ceilalți să aibă frică, ca și ceilalți să ia aminte, nu numai tu. Nu numai tu. E parte din planul lui Dumnezeu. Și atât de mult avem de suferit când căutăm oameni care numai ne laudă și numai ne spun că totul e bine. Și nu-i totul bine. Vreau să vă întreb, care dintre voi ați ajuns desăvârșiți? Ridicați mâna, vă rog frumos. Eu nu pot ridica. Ridicați mâna care ați ajuns desăvârșiți. A, niciunul. Și atunci? Mai avem nevoie de mustrare? Mai avem nevoie de corectare? Mai avem nevoie de îndreptare? Mai avem. Haideți să le primim. E tot planul lui Dumnezeu. Înțelegeți de ce zice Pavel? Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Pentru că știm bine ce se întâmplă când te duci să mustri pe cineva. O, ce furtună! Ce furtună se iscă dintr-o dată! Zici că e uragan, nici nu furtună. Cum a putut să facă? Spui la vecinul, spui la prieteni, spui la frați. Ce furtună se iscă! Nu place nimănui. De aceea, zice Pavel, nu m-am ferit. V-am spus despre binecuvântările care vă așteaptă dacă îl primiți pe Hristos. N-aveți alt drum către cer decât prin Hristos. Dar v-am spus și partea cealaltă, care nu convine. Însă sunt curat de sângele tuturor. Sunt curat de sângele tuturor. Știți că în altă parte zice că să ascultați de mai mari voștri. De ce? Că vor da socoteală de sufletele voastre înaintea lui Dumnezeu. E o responsabilitate a noastră să veghem unii asupra altora. Și în tot acest plan al lui Dumnezeu, Dumnezeu are și mustrare și certarea, că nu suntem desăvârșiți. Și asta nu ne place. Spune-ne numai că suntem frumoși. Spune-ne numai că mergem în împărăție. Spune-ne numai că suntem mântuiți. Nu se poate. Nu se poate. Așa cum am zis, dacă unui copil nu-i corectezi greșelile, l-ai nenorocit. L-ai nenorocit. Tu cu mâna ta l-ai nenorocit. Pe copilul tău. Și se întâmplă asta la greu în societatea în care trăim.
Copilul are nevoie de mustrare. Noi suntem pe calea credinței, niște copii. Și avem nevoie de îndreptare. Tot planul lui Dumnezeu este acesta. Însă în vremurile din urmă, oamenii nu vor mai accepta planul lui Dumnezeu. Ce har să poți zice ca și tânărul Samuel. Știți, Samuel, marele profet de mai târziu, conducător al poporului Israel. Mama lui n-avea copii, s-a dus la templu, s-a rugat, Eli a crezut că e beată, ea îi cerea lui Dumnezeu să-i dea un copil și a zis, Doamne, dacă îmi dai un copil, îl voi închina ție. S-a născut Samuel, s-a dus la templu, l-a închinat lui Dumnezeu și acolo creștea Samuel. Tot Israelul era corupt, începând de la preoți și până cel de jos. Copiii lui Eli, preoți și ei care făceau slujba la templu, făceau prostii inimaginabile. Și Dumnezeu vrea un om care să conducă poporul. Vă dați seama, dacă ei făceau prostii, îi mai mustrau pe evrei care făceau și ei prostii? Nu știu dacă voi l-ați ascultat, poate ați auzit de el, un om al lui Dumnezeu pe care eu îl prețuiesc, Paul Washer, în America. Nu sunt mulți în America pe care îi poți prețui astăzi. El e unul dintre ei. Și într-o întâlnire cineva îl întreabă, care credeți că este cea mai mare amenințare astăzi pentru biserică? Bună întrebare. Și ce a răspuns el? Păstorii bisericilor. Cea mai mare amenințare pentru biserică sunt păstorii bisericilor. E șocant, așa-i? De adevărat. Știți de ce? Pentru că nu le vestesc oamenilor tot planul lui Dumnezeu. Și avem mega bisericile din America, unde fiecare poate să facă ce vrea el. Așa cum sunt și ortodoxi în România, și catolicii, poți face orice. Biserica îi duce în rai, oricum. Preoți și pastori, care sunt cea mai mare amenințare pentru biserică. Pentru că dacă mai avea oameni care să vestească poporului tot planul lui Dumnezeu și s-ar ține de planul lui Dumnezeu, oamenii ar avea șansa să ajungă în împărăție. Așa, cu siguranță vor ajunge în iad. Și n-aveau nici atunci un conducător. Și Ana îl duce pe Samuel înaintea Domnului și stă Samuel acolo, era copilaș, creștea în templu, Eli era bătrân și într-o noapte aude Samuel, Samuele, Samuele. Sare din pat copilul, fuge la Eli, iată-mă că m-ai chemat. Nu te-am chemat. Du-te și culcă-te și știți. Se întâmplă de trei ori, a treia oară se duce la el și zice, Eli și-a dat seama că-i vorbea Dumnezeu. Dacă se mai întâmplă, spune, vorbește, Doamne, că-și robul tău ascultă. Dumnezeu vine din nou și Samuele, Samuele. Și Samuel zice, vorbește, Doamne, că-și robul tău ascultă. Și ce-i spune Dumnezeu tânărului Samuel, copilului Samuel? Samuele, voi nimici poporul acest, voi nimici pe Eli, pe copiii lui, îi voi prăpădi, praf îi voi face. Pentru că n-ascultă de mine. Și a fost frică să-i spună lui Eli lucrul acesta, dar Eli a înțeles că s-a întâmplat ceva și a zis, să-mi spui tot ce ți-a zis Dumnezeu. Și tot ce a zis Dumnezeu s-a întâmplat. Ce har să mai fie oameni care să spună, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. De ce nu i-a vorbit? De ce nu i-a vorbit Dumnezeu așa lui Eli? De ce nu i-a vorbit așa lui Eli? Pentru că Eli nu mai vrea să asculte. Eli nu mai avea capacitatea să asculte. Eli deja era obișnuit cu prostiile băieților lui, era obișnuit cu toată neputința din popor și cu tot păcatul. Eli era marele preot, era obișnuit. Și a trebuit Dumnezeu să îi vorbească unui copilaș. Tot planul lui Dumnezeu, avertizările lui Dumnezeu, pericolele care ne pasc pe calea aceasta sfântă, pe care am intrat prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă există pericole, dacă au existat vreodată pericole pentru Biserica lui Hristos, pericolele acestea sunt astăzi. Sunt astăzi. Noi trăim într-un mediu care este
ne asaltează din toate părțile, cu tot felul de învățături, cu tot felul de povești, cu tot felul de istorisiri. Evanghelia ciuntită, Evanghelia ruptă, Evanghelia batjocorită. Și dacă nu suntem atenți, urmăm o direcție greșită. Nu-i tot planul lui Dumnezeu. Fiecare poate să trăiască cum vrea, că dacă crede, se duce în împărăție. Oamenii lui Dumnezeu însă vor lua atitudine. Asta îi va face nepopulari. Dacă Pavel îi scrie lui Timotei și spune, Timotei, în vremurile din urmă, oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Dacă le dai învățătura sănătoasă, te va face popular în vremurile din urmă? Nu. Nu. Nu vei fi popular. Sigur, nu suntem chemați să fim populari. Suntem chemați să împlinim planul lui Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu. Uitați-vă la acest mare om al lui Dumnezeu, Pavel, de care am amintit, în Fapte 24, când, după ce îl prind, ajunge să stea de vorbă cu Felix. Versetul 24, Fapte 24-24, după câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Acum avea ocazia Pavel să stea în fața autorităților, cel mai mare acolo în rang, da? Marele Felix, ce onoare mi se face! Să stau în fața guvernatorului, să stau în fața împăratului, să stau în fața lui, ce onoare mi se face! Ei, Pavel, ai grijă! Știi în fața cui stai? Ai grijă ce vorbești, Pavel! Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, focul lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu, iadul, Felix îngrozit a zis, de asta dată du-te, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Pavel n-a zis, am să am grijă ce vorbesc. Pavel iubea sufletul lui Felix și a spus tot planul lui Dumnezeu. Despre ce a vorbit? Despre neprihănire, despre dreptate, despre judecata viitoare. Planul lui Dumnezeu. Și Felix a fost îngrozit. Și mă uit astăzi ce se întâmplă, că marii lideri religioși sunt prieteni buni cu marii lideri politici. Așa am ajuns vremurile astea. Sunt prieteni buni toți. Toți se curtează unii pe alții, că toți au nevoie unii de alții. Liderii politici au nevoie de liderii religioși ca să-și împlinească ei planurile, liderii religioși au nevoie de liderii politici ca să-și facă și ei lucrările. Și-s prieteni buni. N-am văzut niciun lider religios, nici măcar pe marele Billy Graham, care a fost pastorul la 5 președinți americani. Nu l-am auzit pe unul să se ducă și să-i vorbească ca și Pavel lui Felix despre judecata viitoare, despre neprihănire și să-i spună, domnule președinte, domnule prim-ministru, trebuie să vă pocăiți. Dumnezeu vă va pedepsi, vă va trimite în iad dacă nu vă pocăiți. Nu. O dispărut astfel de oameni. Eram într-o adunare mică lângă Zalău, într-un sat. Cineva a deschis acolo o adunare, o biserică și făcea acum evangelizare. Vroia să vină oamenii la pocăință, cu râvnă pentru Dumnezeu. Și m-a chemat pe mine într-o seară să predic la evangelizare. Și m-am dus cu bucurie știind efortul care îl fac acolo ca să propovădească Evanghelia. Am mai chemat și vreo 3 frați cu cântarea, să cânte și ei acolo. Și cu ei, cu ăștia cu cântare, au mai venit încă vreo 3 frați dintr-o altă parte. Ne-am dus noi acolo la adunare, o adunare nouă, frumoasă, construcție nouă. O făcut înainte, s-o dus prin sat, o vorbit peste tot, să vină oameni, le-au dat invitații. Și a început slujba. Știi câți eram în adunare? Noi ăștia care am venit. Nici unul, nici măcar unul. Fratele așa s-a descurajat, așa de tare s-a descurajat, cât efort a făcut el, cât s-a rugat. Și am zis, lasă, nu te descuraja. Știm noi cum vrea să lucreze Dumnezeu. Și am făcut slujba, am dat înainte, dă-i și dă-i cu slujba, frații cu cântarea, eu cu predicarea. Și Dumnezeu ne-a dat un har, că mi-l doresc aproape întotdeauna harul ăsta. Așa un har a venit, a coborât peste noi o bucurie sfântă, ne-am bucurat toți acolo, de nu mai puteam. Când am început să predic, a intrat pe ușă, exact cum intră acum un frate, cred că e frate, dacă nu Domnul să-l facă, a intrat
S-a așezat acolo pe scaun, la intrare. Și n-a zis nimic. Asculta toată predica. Când s-a terminat slujba, noi eram iarăși în grupul ăsta, acum ne bucuram toți. Eu n-am fost deznădăjduiți la început, acum toți eram bucuroși, ne dădeam mâna, îl slăveam pe Dumnezeu și vine la noi bărbatul ăsta, un bărbat așa la vreo 55-60 de ani. Nu l-am văzut în viața mea. Vine la mine, se pune așa hotărât în fața mea și îmi zice: Domnule, ce ai spus tu în seara aceasta aici ar trebui să audă cei din Parlamentul României. Prima dată am crezut că are ceva cu mine, că era foarte hotărât. M-am mai liniștit. Zic, eu am vorbit aici că eu aici sunt chemat, eu n-am acces în Parlamentul României, că-s mititel. Dar el foarte serios: nu, domnule, m-a auzit ce spun. Mesajul ăsta trebuie să-l audă cei din Parlamentul României. Zic, să ne rugăm, să ne deschidă Domnul ușa, să mergem acolo și să le propovăduim și lor Evanghelia. Se întoarce și pleacă. Și vine fratele din loc, uimit de data aceasta. Frate Dan, știi cine e ăsta? Păi nu l-am văzut în viața mea. Și e preotul catolic din sat. Mare-i Dumnezeu! Mare-i Dumnezeu! Da? Cine ajunge acolo? Că avem frați de-ai noștri care sunt în Parlament. Avem păstori care se întâlnesc cu liderii noștri. Ajung acolo! De ce nu le predică Evanghelia? De ce nu le spun tot planul lui Dumnezeu? Că nu ce ar trebui să fie. Tot planul lui Dumnezeu. Pavel făcea aceasta, v-am spus de Ioan Botezătorul, cum a reacționat când au venit. După aceea Pavel stă înaintea lui Festus. Același lucru. Același lucru. De ce? De ce? Și dragii mei, de ce vă spun toate acestea? Pentru că nici eu nu vreau să fiu vinovat de sângele niciunui dintre voi. Nu vreau să fiu vinovat. Să zică Dumnezeu, atunci în cât e astăzi? 14? În 14 ai fost acolo, ai fost în Berghislav, a venit acolo un suflet care trebuia să audă adevărul, trebuia să înțeleagă, calea e Hristos și nu te poți juca cu Dumnezeu. Dacă vrei să mergi până în împărăție, trebuie să fii serios cu tine, trebuie să fii serios cu Dumnezeu. Îi voi cere sângele din mâna ta. Nu ne jucăm. Nu vorbim să ne aflăm în treabă, vorbim despre un plan minunat întocmit de Dumnezeu, despre dragostea nespus de mare a lui Dumnezeu, arătată față de noi prin Hristos, că L-a trimis să moară în locul nostru. Nu puteam ajunge să fim drepți înaintea lui Dumnezeu fără dreptatea pe care Hristos ne-a dat-o. Dar după ce ne dă această dreptate, prin sângele Lui spălându-ne de păcat și intrând în felul acesta în împărăție, ce mare responsabilitate avem! Ce mare responsabilitate avem! Cum trebuie să umblăm cu băgare de seamă pe calea această sfântă a pocăinței. De aceea, să fim oameni înțelepți, să fim oameni ai științei, să nu căutăm să auzim lucruri care ne plac, ci să spunem și noi, așa cum a spus Samuel și așa cum au spus mulți alți oameni ai lui Dumnezeu: Doamne, vorbește-mi! Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă! Doamne, sunt dispus să primesc orice mustrare ai pentru mine. Dar nu-i frumoasă atitudinea asta? Dar nu-i frumoasă și omenește? Doamne, dacă ai ceva să-mi spui, spune-mi. Prin fratele, prin sora, prin cine vrei Tu, spune-mi, Doamne. Mustră-mă, Doamne, ceartă-mă, Doamne, dar îndreaptă-mă, Doamne, corectează-mă, Doamne. Vreau să fiu plăcut înaintea Ta și vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea pe acest pământ. Să ne dea Domnul acest har, acest dar, această atitudine de smerenie și de pocăință. Să nu uităm, încă n-am ajuns de săvârșiți și avem nevoie de corectare. Și tot planul lui Dumnezeu înseamnă și aceasta. Tot planul lui Dumnezeu nu înseamnă doar scoaterea din Egipt, ci tot planul lui Dumnezeu este drumul până în Canaan. Tot planul lui Dumnezeu nu e doar mântuirea noastră când am crezut în Hristos, ci drumul nostru până în împărăție. Vă mai spun asta când vine în minte și închei. Fratele Dan a zis că până la 6:30 pot și slavă Domnului că n-am trecut peste cuvântul Lui. Dacă ați citit și dacă nu v-am spus, dacă v-am spus, nu-i bai, vă mai spun încă o dată, tot Petru, marele Petru, zicea, mie nu mi-este greu să vă spun,
aceleași lucruri și vouă este de folos, să le auziți mereu și mereu. Că asta e o caracteristică a omului, uită ce e important și nu uită ceea ce ar trebui să uite. E adevărat? Nu uită omul ceea ce ar trebui să uite. I-a făcut cineva ceva, nu mai uită în veci. Și lucru de valoare îl uită. Cartea aceasta, care a fost până în vremurile moderne cea mai citită carte după Scriptură, Călătoria Pelerinului, scrisă de John Bunyan, 1611, dacă ține-o bine minte, mare carte. Și acolo e călătoria pelerinului, adică a omului când ajunge la crucea lui Hristos, își lasă povara de păcate care avea în spate, sacul ăla mare, își lasă păcatele la crucea lui Hristos și apoi drumul până în împărăție. Drumul până în împărăție, pericolele de pe drum, umblarea prin bâlciul deșertăciunilor în care sunteți și în care sunt și eu și toate pericolele, ispitirile care vin, foarte frumos și plastic descrie el calea creștinului până ajunge în împărăție. Ce vreau să vă spun? Finalul cărții ajunge, ultimul obstacol era un râu care înconjura cetatea sfântă în care trebuia să intre. Și râul acela nu era ușor de trecut. Ultimul obstacol, știți că vom avea obstacol chiar și când trecem de pe pământul acesta în veșnicie. Asta reprezenta ultimul obstacol. Nu e ușor să mori, depinde cum mori. Depinde cum ai umblat pe pământ cu Hristos sau nu. Moartea e ultimul obstacol pentru împărăție. Și, spune el, pe drum m-am întovăroșit cu încă unul. Acolo fiecare om avea un nume care îl reprezenta, era caracterul lui. Și ăsta era, cred că, tovarăș de nădejde, îi zicea, cel cu care s-a împrietenit el pe drum. Și mergem spre împărăție. Au mers o vreme împreună, au ajuns la râu și era să mă scufund în râu, era adânc, abia mai puteam să înot. Și tovarăși de nădejde m-a ajutat și am intrat amândoi în împărăție. Am trecut dincolo, am bătut la poartă și am fost primiți. Am intrat. Dar mi s-a dat să văd în vedenie că în urma noastră venea un alt creștin. Venea un alt creștin, entuziast, cu bucurie, cu elan. A venit și a trecut râul, l-a trecut, a ajuns dincolo. Numele lui era Ignorantul. Numele acestui creștin era Ignorantul. Cum așa îi cheamă pe majoritatea creștinilor din lume astăzi? Ignoranți. Nu vor să ia aminte la avertizările lui Dumnezeu. Nu mai vor să ia aminte la mustrările lui Dumnezeu. Ei știu tot, lor să nu le spui nimic. Lasă-mă, frate, ce știi tu mai bine, dar ce ești tu mai sfânt ca mine? Ignoranți. Bă, frate, vezi că e pericol. Lasă-mă, frate, în pace. Ignorantul. Trece și el, cu elan, cu entuziasm, ajunge la poartă, bate și el la poartă. Cine ești? Păi cu tare. Ai certificat. Ce certificat? N-am niciun certificat. Păi dacă n-ai certificat, drumul tău nu e aici. Tu trebuie să cobori, uite cărarea aia, o vezi pe lângă cetate. Drumul tău trebuie, tu trebuie să mergi pe acolo. Și el, crezând că merge înspre cer, s-a dus pe cărarea aceea care i s-a arătat. Cărarea aceasta înconjura cetatea și apoi cobora. El nu știa unde ajunge cărarea aceea, dar cel care a scris cartea zice, mi s-a dat să văd, cărarea aceea ducea în iad. Și mi s-a dat să văd că este un drum care pornește de la poarta cerului și ajunge direct în iad. Asta e cutremurător. Mi s-a dat să văd că este un drum care pornește chiar de la poarta cerului, dar care sfârșește în iad, finalul lui în iad. Omul ignorant, omul care n-a vrut pe parcursul vieții acesteia pământești să primească tot planul lui Dumnezeu, care n-a vrut să fie corectat, care n-a vrut să fie mustrat, care n-a vrut să fie îndreptat, care a știut el mai bine decât toți. Pericol mare. Să fim atenți, dragii mei. Pavel a spus, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Să înțelegem că în planul lui Dumnezeu sunt binecuvântări, dar în planul lui Dumnezeu, ca să ajungem cu bine acolo în împărăția cerească, sunt și grozave avertizări. Sunt grozave avertizări. Să luăm aminte și mă rog ca fiecare suflet din seara aceasta să fie binecuvântat, în sensul că să poată primi tot ceea ce Dumnezeu îi dă, orice mustrare dacă vine din partea lui Dumnezeu, să o primim, să fim oameni înțelepți, să iubim mustrarea, ca să nu murim, să trăim. Domnul să vă ajute la aceasta și să vă binecuvinteze pe toți. Amin.